Sper că avem și spectatori din localitățile adiacente ale Bălțului. Iată că pentru prima oară la Bălți are loc Festivalul Filmului Românesc. Datorită domnului Dumitru Grosei, da, care este directorul acestui festival, care a venit cu această propunere și eu am acceptat cu mare drag, pentru că, cum am mai spus, este pentru prima oară și Teatrul Național din Bălți este promotorul a culturii românești și suntem deschiși întotdeauna pentru colaborări de aceste frumoase. Și vi prezint, deci, pe directorul Festivalului Teatrului, vedeți că trag tot la mine, Filmului Românesc. Poftim, domnul Grosei. Bună seara! Eu când am venit prima dată și am văzut sala asta, am rămas uimit ce sală aveți dumneavoastră, mă rog, și pe din afară, dar pe dinăuntru, este foarte frumoasă. Are chiar și geamuri de proiecții de film. Am înțeles că la voi nu s-au mai proiectat filme de multă vreme. Să vă spun câteva cuvinte despre acest eveniment care se numește Zile Filmului Românesc la Chișinău. A început la inițiativa mea și a unui prieten de dincolo de Prut, Marian Crișană, cărui film o să-l vedeți în deschiderea evenimentului. Noi am fost colegi și prieteni și la București și la un moment dat el mi-a produs unul din filmele mele și stăteam la el acasă și ne-am luat de vorbă de film. Care e situația cu filmul în Basarabia, mai ales cu filmul românesc și i-am zis, băi, sunt tot felul de zile filmul japonez, așa, dar filmul românesc nu era, se făcea așa sporadic, ba se numea săptămâna, ba festivalul, ba nu știu cum, dar nu era o chestie și el la un moment dat zis, hai să punem o ordine în chestia asta și să facem un eveniment și să numim zilele film, mai simplu așa. Dar ca și conținut să fii bogat. Și așa s-a născut acest eveniment. Am vorbit cu ambasadorul de atunci, domnul Lazurcă, care era și el m-a trimis la Institutul Cultural Român. Domnul Matei a perputat, să spun așa, și de atunci Institutul Cultural Român de la Chișinău a fost prima instituție care ne-a sprijinit acest eveniment. Am să spun că la început am sprijinit și eu din buzunarul meu, mă rog, și niște prieteni care mai aveam, pentru că instituțiile cam se uitau chiorâși la chestia asta, încă nu înțelegeau cine suntem și ce vrem să facem. Ei bine, cu timpul, deja suntem la 7 ediții, noi am adus numai filme foarte bune românești, cele mai proaspete și cele mai bune. Deci am încercat ca să conectăm și malul ăsta de Prut cu tot ce se întâmplă dincolo de Prut în timp real. Asta a fost scopul nostru în primul rând. Deci, evenimentul nostru are mai multe secțiuni. Unul din secțiunea principală este Nou Cinema Românesc, filmul românesc de după 2000. Poate ați auzit sau nu, dar să știți că filmul românesc de vreo 20 de ani în lume este cotat foarte sus. Sunt prezenți la toate festivalurile mari, regizorii români iau premii, de pildă, anul ăsta am avut două filme care au câștigat la Berlin, unul Ursul de Aur și unul premiul pentru regia anul trecut, e vorba de Cristi Puiu și de Radu Jude. Deci noi aducem topul, să zic așa, circuitul de serie A, de cele mai importante filme și după aia avem o secțiune focus, unde facem un focus pe un, să zic, regizor sau actor important de dincolo de Prut. Bine ar fi să aibă și rădăcini basarabene, cum a fost anul ăsta Ion Sabdaru. El chiar este de dincolo de Nistru, chiar e născut în Doroțcaia. Deci, cam asta. Și după aia avem o secțiune care se numește Retro, unde încercăm să arătăm basarabenilor filmele făcute în România de-a lungul anilor cele mai importante. Pentru că cinematografia română, începând cu anii 1912 și așa, au avut filme foarte bune. Chiar filmul Războiul de Independență, făcut în România în 1912, era un film de lung metraj, de vreo două ore, care în lume nu prea se făceau așa ceva atunci, la ora aia, adică și pe parcursul timpului au fost regizori remarcabili, printre care foarte mulți basarabeni, cum e Pintilie, unul din cei mai mari regizori români, este născut în Tarutino, în sudul Basarabiei, care acum e la Ucraina, sau Mircea Daneliu, care e născut în Hotin,
De asemenea, sunt foarte mulți actori mari, poate ați auzit, de Iuri Dari, Colea Răutu, Tamara Buciuceanu Botez sau Stella Popescu, Ilarion Ciobanu și așa mai departe. Adică sunt și acum o pleiadă de regizori și actori care sunt cu origini de dincoace de Prut, pentru care v-am spus Ion Sabdaru. El m-a rugat să vă transmit multă sănătate și cere scuze, fiindcă a început să-i facă o lucrare dentară și n-a putut să vină cu dinții. Știți că e actor și așa mai departe, da, și... Dar ar fi vrut foarte mult, pentru că el ține mult la Basarabia, deși deja locuiește din anii 90 la Iași. Și mai avem o secțiune pentru copii, arătăm și filme pentru copii și mai avem și cu studenții de la Academia de Teatru, le aducem în fiecare an, fie un masterclass a unui regizor important, fie niște filme de scurtmetraj a unor mari regizori din trecut, așa mai departe, adică materiale didactice care ar putea să-i ajute în studiul cinematografiei la noi aici. Încercăm pe mai multe paliere să influențăm cumva tinerii ăștia de studioși sau să prezentăm publicului spectator. Pot să mă laud că noi am format un spectator deja în timp de 7 ani de zile la Chișinău. Noi avem sălile pline. Este singurul eveniment cinematografic care adună câteva mii de oameni. Deci dacă nu era pandemia, noi, în mod normal, în 4 zile la Chișinău adunăm cam vreo 3.500-4.000 de spectatori. Deci frecvența e foarte, foarte mare. Oamenii s-au deprins. Facem un fel de sesiuni de întrebări și răspunsuri după filme cu regizorii pe care invităm din România sau actori. În felul ăsta, adică am creat așa un fel de emulație și un fel de mișcare, pot să zic așa, să readucem publicul spectator în sală, fiindcă știți foarte bine că distribuția de filme în Moldova este foarte precară. Dacă la voi în orașul ăsta nu se mai proiectează film de nu știu când, deci e o chestie gravă. Și aș vrea să închei cu faptul că mă bucur că ați venit măcar atât și noi ne gândim, fiindcă Bălțul este un oraș mare, să încercăm, dacă o să obținem finanțare, la anul să aducem un program asemenea celui de la Chișinău, cu un program cu 4 zile de proiecții, cu filme foarte multe, cu actori și regizori care să vină să discute cu dumneavoastră. Dacă o să ajute Dumnezeu și instituțiile care s-au lăudat anul ăsta, vreau să vă spun așa o istorie, că nu știu de ce, ori cu ocazia plinirii 100 de ani la Teatrul Național, erau foarte mulți boși de la București, la Chișinău. Și i-au sfătuit problema să vină și la Zilele Filmului Românesc. Am avut la conferința de presă Ministrul Culturii din România, directorul ICRO pe toată lumea. Da, și ei văzând aceste evenimente, pentru mulți a fost o surpriză și au zis că o să ne sprijin. Noi am spus că vrem să mergem și în provincie, mai ales la Bălți. Mă interesează că e un oraș de 200 și ceva de mii, nu? Sau cât are. Cam așa, adică e păcat să nu punem în valoare o asemenea sală și eu cred că gustul vine mâncând. Deci asta noi am demonstrat-o, că am cultivat un spectator care vine, noi avem oameni care în fiecare an vin la, deja cum aud că trebuie să vină Zilele Filmului Românesc, îi știu, și vin pe acolo, îi cunoaștem, ne aduc flori, deja ne-am prietenit, suntem așa ca o familie, și de dincolo de Prut foarte mulți vin aici cu plăcere, îi ducem și pe la Beciu și așa mai departe. În fin, e frumos și... Acestea fiind spus, am să rog pe domnul Dumitru Crudu, noi să ne retragem, să vă spunem 2 cuvinte despre acest film care o să vedeți în seara asta și vizionare plăcută. Vreau să zic că noi ne-am așteptat la mai mulți spectatori, dar este primul eveniment de acest gen în Bălți, așa că noi vă mulțumim că sunteți alături. La următorul eveniment o să fim și mai mulți. Și vă prezint pe domnul Dumitru Crudu, autor, dramaturg. Piesa dumnealui se joacă la noi în repertoriu. Este un spectacol pentru copii, Prințesa Purcică. Sunt sigur părinții care au copii cunosc acest spectacol. Deci iată că este piesa domnului Dumitru Crudu. Poftim, domnul. Da, vă mulțumesc foarte mult. Prietenul Zilele Filmului Românesc la Chișinău. Vă mulțumesc pentru mine. Vreau să vă spun că Bălțiu nu este neapărat acel oraș descris de Geo Boxa în celebra sa carte Basarabia de Pământ, dar este un oraș al prieteniei. Acum